Vicu! 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 Ce, băi? La lucru! Da. Hai, dar generic! În 2014, fiecare producător s-a învățat să facă smartphone-uri bune. Mulți ne-au surprins cu modelele lor, însă la momentul de față există 3 mari jucători, dintre care publicul nu știe ce să aleagă. Samsung Galaxy S5, HTC One M8 și Sony Xperia Z2. 3 device-uri pe cât de asemănătoare, pe atât de diferite. Fiecare este un adevărat smartphone de top, însă haideți să vedem cine pe cine întrece. Trebuie să accentuăm faptul că astăzi avem de a face cu podiumul smartphone-urilor din lume. Toate au specificații nebune, funcții unice, display-uri detalizate, așa că primul lucru la care veți atrage atenția va fi designul. Fiecare producător a mers pe concepte de design total diferite. Însă pentru mine, dar și pentru o bună parte din voi, modelul care se va arunca primul în ochi este HTC One M8. Atunci când îl iai în mână, înțelegi cât de importantă este alegerea corectă a materialelor. Dacă aș fi o companie rivală, spre exemplu Samsung, nu, mai ales Samsung, aș lua notițe, pentru că anume așa trebuie să arate un smartphone atunci când îi pui un preț de peste 500 de euro. 90% metal, nu imitații de piele, leucoplast sau tapiserii de la VAS2101. Nici cei de la Sony nu s-au concentrat mai puțin la partea de design. Sony și-a creat deja o politică la acest capitol care spune că dacă produsul arată premium, nu mai este nevoie de schimbări. Așa că noul model vedem același look elegant datorită sticlei atât pe față cât și pe spate, înconjurat de o carcasă pătrățită de fier mai accentuată. Chiar dacă la capitolul design și materiale nu este câștigător, la comoditate Galaxy S5 iese în față. El este mai ușor, mai mic și în primul rând practic. Ca să vă dau un exemplu, cu Z2 și One M8 o să vă fie frică să umblați fără pusă, să-l puneți fără niciun stres pe orice suprafață, pentru că probabilitatea ca acestea să se deterioreze este foarte mare, mai ales la Z2. Acum puteți vedea în exclusivitate un crash test neplanificat. Smartphone-ul a trecut pur și simplu din poziție verticală în orizontală și, poftim, ecranul crăpat, touch-ul stricat, mai pe scurt, surprize, surprize, surprize. Chiar dacă este rezistent la apă și praf împreună cu Galaxy S5, Sony Xperia este mai fragil ca o vază de cristal. Probabilitatea ca acesta să fie deteriorat este extrem de mare. Revenind la comoditate, cel mai incomod mi s-a părut HTC-ul. Explicația este simplă, priviți. Partea de jos este ocupată de un difuzor, apoi de spațiu cu emblema HTC, iar o parte a ecranului servește pe post de butoane. Deci, aproximativ 15% din telefon nu se află în zona noastră de lucru. Aici adăugăm și butonul de pornire, plasat foarte incomod, mod tocmai la capătul telefonului, dar nu într-o parte. Și înțelegem că dacă pentru această dimensiune se mărea și ecranul, la fel ca la Z2, era altă poveste. Însă cei de la HTC au explicat că datorită la 90% aluminiu în telefon, undele prin care primiți voi semnal și Wi-Fi nu au pe unde să iasă. Respectiv, sub emblema HTC se află o mulțime de antene și sensori. Display-urile celor trei merg în succesiune. La HTC avem unul de 5.5, la Samsung 5.1, iar Sony vine cu unul de 5.2. Dar având în vedere că Samsung se folosește de butoane fizice, avem mai mult loc pe ecran. Toate trei modele au ecrane Full HD, așa că diferența constă doar în modul de redare a culorilor. La HTC și Sony avem display-uri de tip IPS care redau culorile de obicei mai real, doar că la Sony a apărut tehnologia Live Color LED, care permite o gamă mai accentuată de culori. Eu am observat diferența mai mult când apare nuanța albastră. Iar la Galaxy S5 împreună cu ecranul său AMOLED se văd culori mult prea contrastante sau mult prea șterse. Chiar și așa, unora le place să vadă culori aprinse, așa că astfel de display-uri sunt populare. Eu totuși pledez mai mult pentru imagini reale. Ce ține de unghiurile de vizualizare, toate trei m-au bucurat. Așa cum spuneam mai devreme, cele trei modele sunt telefoane de top, deci este foarte greu să spunem care merge mai repede. Toți trei producători au mers pe o rețetă sigură anul acesta. Sony și HTC utilizează același procesor Snapdragon 801, în schimb la Xperia Z2 este ceva mai multă memorie operativă, 3 GB față de 2. Pe de altă parte, versiunea de Galaxy S5 pe care o am eu vine cu un octa-core Exynos cu 4 procesoare care lucrează la maxim și 4 ajutătoare. Însă după teste, așa cum era de așteptat, toate se descurcă extrem de rapid și zboară prin toate jocurile. De meniuri nici nu mai vorbesc. Totuși, după o perioadă am observat că Galaxy S5 are adesea năravul să se gândească prea mult.
Dar la acest capitol este vinovat și sistemul, iar dacă ar fi să ne luăm de fiecare milisecundă și detaliu, atunci Xperia Z2 se mișcă cel mai repede în jocuri. Apropo, noutatea anul acesta este că fiecare din cele trei suportă carduri microSD de până la 128 GB. La partea de soft, cele trei rulează ultima versiune de Android 4.4.2 KitKat. Desigur că fiecare cu interfața sa unică. Se știe deja, cu cât sistemul este mai simplu, mai aproape de Androidul original, cu atât smartphone-ul va fi mai agil, indiferent de specificații. Samsung împreună cu TouchWiz-ul lor au împrăștiat peste tot 1000 de opțiuni, de fapt, majoritatea din ele nu sunt folosite atât de des, pentru că sunt extrem de multe și pentru că te încălcești printre ele. Chiar și așa te vei simți bine atunci când pentru banii plătiți primești o mulțime de opțiuni. Printre cele mai utile sunt S-Health, care în combinație cu sensorul din spatele camerei măsoară pulsul, Private Mode, care utilizează scannerul de amprente. De fapt, dacă să mă gândesc, el este bun doar în cazul ăsta. Pentru a debloca telefonul cu ajutorul scannerului, trebuie să pierdeți ceva nervi. Apoi mai găsim Kids Mode, One Handed Operation, despre care am vorbit mai mult în review-ul de plin al lui S5. La interfața Sense de la HTC, totul este invers. Aici nu mai avem o sumedenie de culori, prin meniuri totul este plat, solid și funcții care nu sunt multe, dar sunt utile. Aici găsim HTC TV, care permite să folosești One-ul pe post de telecomandă, Blink Feed-ul nou, dar cea mai utilă funcție aici sunt la sigur gesturile, care trebuie să fie un must-have pe toate telefoanele mari. Pentru a debloca noul HTC, nu trebuie să te îndrepți spre butonul enervant de sus despre care vă spuneam mai devreme. Tot ce trebuie să faci este un simplu swipe în sus. Dacă vrei să ajungi direct pe home screen de pe ecranul stins, glisezi spre stânga, iar dacă vrei să vezi deodată Blink Feed-ul, glisezi spre dreapta. Telefonul reacționează la gesturi doar când îl ții în mână. De pe masă poate fi folosit double tap-ul, care doar aprinde ecranul. M-a bucurat faptul că am găsit aceeași funcție și în Xperia Z2. Nu are atât de multe variante, dar poți debloca telefonul prin dublu tap. În orice caz, gesturile sunt foarte comod de folosit și după ce te obișnuiești, este mai greu fără ele, în caz că treci la un alt smartphone. Totodată, sistemul lui Sony Xperia Z2 este foarte viu și elegant, la fel ca telefonul. Am menționat și în alte review-uri că la Sony, AppDrawer-ul, locul unde se găsesc toate aplicațiile, este extrem de comod de utilizat. Spre deosebire de restul Android-urilor, unde toate aplicațiile stau acolo grămadă, aici acestea pot fi aranjate după bunul plac. Unicul fapt de aranjant în sistemul lui Xperia este poate dorința lui Sony de a-și strecura peste tot aplicațiile sale promoționale, diferite magazine de muzică, filme și altele. Când vine vorba de camere, aici putem discuta ore întregi, însă eu o să încerc să spun avantajul fiecăreia. HTC se laudă cu o cameră secundară pe spate și una de bază la 4 megapixeli cu tehnologia UltraPixel încă de anul trecut, care nu ne-a convins de eficiența ei la lumină slabă. Galaxy S5 vine cu o optică de 16 megapixeli, autofocusare de numai 0,3 secunde și regim HDR Live, foarte util la lumină slabă. Iar Xperia are o cameră de 21 de megapixeli cu cea mai incredibilă stabilizare optică pe care am văzut-o eu vreodată. La ea se mai adaugă și posibilitatea de a filma în format 4K. Dacă e să vorbim despre calitatea pozelor, la lumină de zi toate s-au descurcat bine, deși rezultatul de pe Xperia mi s-a părut mai real. În acest an, toți producătorii au ținut să introducă neapărat funcția de refocusare după ce poza a fost făcută. HTC chiar a introdus și o cameră aparte pentru funcția asta, însă pot să vă spun că Sony, chiar și fără o cameră dublă, se descurcă cel mai bine. Chiar foarte bine. Pozele cu ajutorul camerei din față ies cel mai bine la HTC. Este foarte interesant faptul că cea din față are mai mulți megapixeli decât cea din spate, așa că rezultatul se vede. Ce ține de baterie, cea mai mare este la Xperia, având 3200 mAh, fiind urmată de Samsung și apoi HTC. Chiar dacă telefonul este la fel de mare ca și bateria, oricum Xperia este câștigător, rezistând aproape 2 zile în regim normal. Cel mai slab mi s-a părut Samsung, care mai rar rezistă o zi întreagă. În schimb, numai la el bateria este detașabilă, așa că asta schimbă multe. HTC a făcut progrese mari față de modelul de anul trecut, la sfârșitul zilei poți rămâne chiar și cu 30%. Vorbind despre sunet, câștigătorul incontestabil este HTC One M8. Dacă la început vă spuneam că aspectul exterior este primul lucru pentru care ar trebui să cumpărați acest telefon, atunci sunetul este la sigur al doilea. Explicația pe scurt ar fi că pur și simplu nu există un alt telefon pe piață care să aibă un sunet mai bun ca HTC One. Cele două speakere stereo Boom Sound sunt acel lucru care ai dori ca orice smartphone de top să aibă. Și chiar m-a surprins că cei de la Sony au introdus de această dată speakere frontale. De la început nu înțelegeam de unde vine sunetul pentru că sunt foarte subțiri aceste difuzoare.
După cum vedeți, One-ul pur și simplu urlă. Mai în umbra la capitolul ăsta este doar Galaxy S5, cu un speaker mai mic care se află în spate. Pentru final, este cam greu să pronunț un verdict. Cele trei smartphone-uri sunt de top. Producătorii au încercat fiecare să aducă ceva unic pe piață ca să atragă atenția tuturor. Receta unui smartphone compus din cele trei ar fi dimensiunile lui Galaxy S5, forma și designul lui One M8, de pe Xperia Z2 luăm stabilizarea optică incredibilă de la cameră, iar autofocusarea de la camera lui S5. De la HTC precis că luăm speakerele Boom Sound și interfața Sense UI. Pentru o autonomie mai bună am vrea și o baterie de atașabilă ca la S5 împreună cu rezistența la apă și praf pe care o găsești la Xperia Z2 și la Galaxy S5. Oricât nu am visat, este clar că nu poate să existe un smartphone ideal pentru toată lumea. Fiecare își alege smartphone-ul după stilul de viață. Eu, spre exemplu, aleg HTC-ul, pentru că un telefon de top trebuie să arate solid și cu un design robust, fără să-mi fac griji de sticla care va crăpa. La fel, display-ul este foarte detalizat, iar interfața Sense nu strică atât de tare Android-ul original. Aici mai adăugăm și speakerele extrem de tari și calitative, un minus mare ar fi doar la cameră, însă eu o folosesc cam rar, așa că nu mă afectează. Sfatul meu ar fi să intrați în magazin și să vedeți care vi se potrivește, pentru că fiecare are ceva bun de oferit. Până atunci, nu uitați să dați like peste tot, să faceți subscribe dacă încă nu ați făcut-o, iar în comentarii scrieți numele câștigătorului. Cum a fost, Vicu? Toate bune!